Bună ziua! 2 mai! Vă salut, prieteni! 2023! Mergem la pescuit? Pe Balta Comana Mare. Avem aici indicatoare. Da, am venit pe traseul Ploiești-Urziceni, DN2 către București și la ieșire din Coșereni aveți indicator aici, Comana Mică. Vă salut! Drumul văd că e destul de bun aici, e drum de piatră. Balta Comana Mică. Da, o să ține drumul drept aici. Și în stânga mică, în dreapta mare. Indicatorul acolo. Vedem ce ne indică acolo în față. Asta cred că e dreapta cu Comana Mare? Da. Și aici stânga cred că e Comana Mică. A, uite, avem indicatorul care ne indică, ne spune în controlul, nu? Da. Și avem Comana Mare în dreapta aici. E accesibil. Da. Deci standul 1 și 2 sunt rezervate. Păi sunt, cred că alea în fața acolo. Da. A6. Are foișor. Să pescuiești de cum ala. Da. Standul A7. Da, o să mergem să facem, să o filmăm balta până în capăt. Sunt 3 km. Chiar dacă sunt 3 km. Mergem cu mașina. Da. A8.
nouă este pe scarpe. Deci a 11, a 11. Da. Face că e pereta acolo de jos, e ok, de puțin minte, da? Da. Sunt zonă unde se pescuiește și după partea cealaltă. Da. A 15, a 16. Da, aici se pescuiește și de pe malul celălalt. Da, sunt câteva staburi acum pe partea cealaltă. Aici balta se mai lățește. Aici e administrația. Probabil. E ceva cu terenul. Da, văd că e putești multe. Aici trebuie să o luăm noi. Da, bănuiesc că pe aici trebuie să o luăm. Da, 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 trebuie să mergi pe mal, așa, pe lângă. Aici sunt B-urile, începe cu B1, B2. Da. Sectorul. Pe 4 standul. Standul de 5. Deci a fost o porțiune în care să fie acces la, la baltă ea și acum ieșim în drum din nou și facem drept. Să continuăm deplasarea către înainte. Da.
Aici e sectorul C. Sunt standurile jos. C7, C8. Aici întoarcem numai. Da. Pentru 12 ore taxa e de 100 de lei. La 24 de ore taxă 200 de lei. Taxă plantat 20 de lei. Este și număr de telefon. La 12 ore se reține 7 kg crab, ten, carasă în limita bunului simț, și la 24 de ore 14 kg de crab sau ten, carasă în limita bunului simț. Balta Comana Mare. Prima lansare. O baltă foarte frumoasă. Are foișoare, toalete. Thank you.
prima captură pe Balta Comana Mare. Vino aici. Da. Aici, Nicu. Ok. Super! Lucky boy. Am la mine niște petarde. Dacă dai o petardă din aia, zici că da. Tu îți firem eu. Te salut, finule, cu respect. Îți mulțumesc frumos. Le țin pe el pe produsul. Văd cu care încep și acalii să-și facă treaba pe acolo. Le mai dau cu tot aia ca să-i miștesc. Eu aveam niște plicuituri din alea și am murit cu finul și a rezolvat. Thank you.
Poftim? Da? S-a ridicat el la suprafață. Nu-l văd acolo. Nu-l văd. Te uiți acum. Se pare prea... prea ușor? Nu știu că nu e. E, la naiba. Nu se poate. Da. Îl aduci ușor. Bravo. Foarte frumos. Imediat îl arătăm și la camera de la telefon. Îl lași pe ăsta mai jos? Da. Când ai emoții. Se vede și acolo. Bravo, dragă. A doua captură pe balta cu o mană mare. Da. Du-l jos și mai bine. După aia. Rezolv și... S-a dus și bila. Vrea să arăt bila, da. Haideți să vedem la sac, sunt curioasă. Da, nu știu, aici se pare dubios. Mai speriat. Te invit aici. Nu vei regreta. Da, da. Foarte frumos.
Poftim? Amândouă capturile au fost prinse pe live. Da. La tine pe canal. Da, da. Da, dacă nu ar fi fost chiar atât de rece, era, puteai să mai era minunat. Da. E frumos, e... Păi... Sper să se puteau, dacă se puturește vântul, mai dispare și din... Din frig, se mai încălzește. Te salut, Damian, te salut cu respect. Da. Da. Suntem aici pe ea. Se apropie de mal? Bravo! Da, măi. Deci mă surați. Ia să văd dacă mai are bila aia pe aici. De cum are ea? Asta e bila de pe bună, să vede acolo. Stai un pic, stai un pic. Nu, nu. Vrei să vede? Trebuie să stingi lanterna ta.
live se vede? Da, da, pe live se vede, da. Se vede. Asta e bine, dacă le vom vorbea mai devreme. Uh-huh. Dă tu telefonul tău mai jos la el sau îl lași așa, la crabă. Ok. Stai așa. Da. Da, da, da. Poftim. Liber, liber. În spatele tău. Foarte bine. Bună dimineața! Mai 3, 2023. Ora 5:30. Balta Comana Mare.
foarte frumos. Suntem pe standul A1. Wow, ce frumos este! Dimineața la Balta Comandă Mare, standul A1. La domnul Pescar aveți și două capturi care fiind peste 5. Pune sacul, pune-l aici, în cuvata și să-i cântărim cu ea părând. Nu poți să-i răstori? Lasă-l așa numai. Ăla se duce în apă. Doar doi știam mai. Hai să-i punem pe rând. Pune-l și pe ăla peste aici și cântărim pe rând. Ăsta cu siguranță e peste. Ăsta are 5-400. Da? Hai să-l facem peste prima oară. Dă-mi. Dacă vrei, răstignăm și scoci pe ăla să-l punem. Imediat. Cât are? Aproape 7, 60, jumătate. Bun. Băi, sunt venit de aseară la 36 de ore. În primele 12 ore am rămas uimit. Bun, bun. Hai să facem asta, eliberarea primul. Da, hai. Ca să nu mai ieși cadă pe iarbă și... A, trebuia și o poză. Cât? 5,5. Bun. Ia. Eliberezi pe asta sau? Așa ar trebui, da. Oricum mai ai timp. Mai ai timp. Trebuie să mai intre ceva. 2. Op, op. Poate ne spune și nouă la ce a luat, dacă nu e... Dacă nu e secret. Ne spui și nouă la ce a intrat? Dacă n-ai un secret. Nu. La scoică cu... La scoică, la... Nu știu, uite, cum se numește, că vă arăt bani. Hai să vedem și la urmă. Grill cu căpșuni. Am înțeles. Bravo. Și popa pur ceva? Popa pur cu usturoi și la flotant cu căpșuni. Mulțumim frumos. Scoși pe ăla? Nu mai nevoie, gata. Acum ne-am convins. Da. Felicitări, bravo. Balta Comandă Mare. Da, Balta Comandă Mare. Super partid de la băiatul. Dumneavoastră ați luat? Doi. Doi, bravo! De-abia ce a venit dimineața, da? Acum. Super! Foarte bine! Asta e, merge, merge, nu merge, nu merge. Da, domnule. Are și el șansa lui. Sunt zile și zile. Da. Corect. Deci noi nu suntem bine în fiecare zi. Adevărat. Dar ei. Adevărat. Oricum, fire întinse în continuare. Mulțumesc. Mai trage. Am văzut că nu mai trage și am zis să mă bag la somn, că nu mai pot. Sunt tras de ieri de la nou.
Nu mai gazi doarme, domnul să simt. Da, ce doarme gazi de la două. Nu, poate este, ia vezi. Este și asta? Este? Nu, e că vine ușor. Da. Da, se vedea firul, dacă uite, se vede firul mai e, vezi? E de partea, nu se vede, e cumva lângă ăla, lângă ăla, zis. Deci, nu s-a spus, a fost una scoală, a fost una zlabă și n-am tras. Nu e nimic. Oricum, începutul e promițător. Ei, na, ai văzut? Ce noroc că l-ai luat imediat. A patra captură. Nu l-a scăpat, mă. Nu? De ce bine înțepat e? Uite, buza de jos, de? Da. Bălincă cu nu știu ce e asta, să mui pe... Cu whisky. Îi mai dau și băutură, că na. Stai să-ți fac și... Așa. Balta cu mana mare. O recomandăm. Da, frumos. O baltă foarte bine administrată, curată și adevărat. Bineînțeles cu pește. Adevărat. Deja am văzut capturi pe standul A1. Gata, drag. Super capturi. Du-l. O să-l iei? Am înțeles.
Hai la tata. Da, da. Dar e foarte frumos. Da. De ce culori frumoase are. Și curat. Da. Balta Comana Mare. Da. 3 mai 2023. Cu lămâie. Da. Îi place lămâia. Bun, da. Bravo, felicitări. Uite, ți l-am dat lângă tine. Poftim? E în el. Nu, vine tare, că n-am. Da. Bravo! Super activitate pe Balta. Balta Comana Mare. Balta Comana Mare. La două standuri de noi. Ești, sunt și vecini acolo în drill. Toți pescarii au prins pește pe Baltă. Recomand, recomand această baltă. Da. Foarte bună. Da. Da. Și vecinul lângă noi e în drill. Deci trei standuri sunt în drill.
nu vor să-i filmăm băieții. Le respectăm dorințele. Da, 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 da. Știi că, Ticu Aurelian, o baltă bună se pare, foarte bună. Deci foarte bună, o să facă filmulețul, filmul, o să fie un film și să vedeți activitatea. Da. Am filmat și pe standul numărul 1, A1. S-au prins piese și acolo. Au fost capturi mari, 5-6 kg, și se acordă partide gratuite pentru ele. Da. Foarte bună balta. Cum am mai spus, suntem pentru prima dată pe această baltă, dar o recomandăm cu drag. Da. Pentru mine e premieră balta asta. Bravo, bravo, bravo! Frumos. Da. Rateu? Wow! Super! Hai de la masă! Mai avut rateuri. Costel Mihalcea, sunt cu ochii pe tine, Iliuță. Să trăiești, Costeluș, mulțumesc. Mulțumim.
Poftim? Tocmai ne-am așezat la masă și am zis, așa trebuie să tragă, i-am regulat. Iar au scăpat? Da. Da. Rateu. Asta-i? Vine altul. Da. Ce să-i faci? Face curba aia așa și pe urmă iar se face dreapta. Am văzut că se lasă drumul pe lângă iar, nu mai merg, m-am dus să văd cum. Deci eu ieri am fost pe capăt. Am intrat pe grădina aia pe acolo, pe unde se vede. Am intrat pe grădină. Și după aia am ieșit, să ieși iar în drumul ăsta. Și m-am dus până în capăt. N-am fost chiar, că zic, când am dus în curba aia acolo, se vedea capătul, bă. Și acolo m-am oprit. A plecat alta. Cred că am luat-o eu, s-ar putea să fiu luat-o eu. Nu cred că ai luat-o. Ba da, ba da, ba da. A, am înțeles. Bă, dar ăsta știi ce e? Ce e? Așa micuț? Și stai să vin să-ți aduc... Da, stai un pic așa, stai că le facem de lucru. Îl iei tu? Da. Măi, viteză! Stai puțin. Ce avem noi aici? Și la ce a intrat acest specimen? La pop-up. N-ai scăpat asta, puteți să... Ok. De la de lămâie sau ce e? E da, da, lemon. Ușor, mă. Un chinez!
Ia să-l vedem mai bine. Așa. Pe chinezoiul. Adevărul e că și chinezii au ieșit la pescuit pe bălțile românești. Da. Trebuie să fie mai mare. Adevărat, dar... Na. Vine și ăla mai mare. Nici n-a avut timp să se așeze pe scaun. Și avem deja altă captură. Stai puțin că trebuie să întorc și telefonul. Unde? A, e aici lângă tine. Să vedem ce mai scos din baltă. Ce specie, da? Iar l-a luat? A mai piuit. Se vede firul acolo? Aici nu văd că a Domnul Sava, așa ar trebui să fie tot timpul. Mulțumim frumos, domnul Sava, mulțumim. Să nu ai timp să stai cu mine la povești. Da, da, sunt frumoase și poveștile. Corect. Dacă nu ați existat dumneavoastră care ne urmăriți și vă place ceea ce postăm. E adevărat. N-ar fi filmulețul frumos și live-ul. Ciortan? Mă sună ce știi. Să știi. Vezi dacă i-am mărit, i-am modificat. La sfatul dumneavoastră, doamna mea dragă. Da. Deci, ți-am spus să... Am avut acele rateuri și schimb... automat a zis, schimbi acu! Schimbi acu! Schimbi acu! Și așa... Nu în cerușa e acu. Acu, băi, ce... Și a urmat sfaturile mele. Da. Și uitați că dă rezultate. Chiar că... Deci trebuie să mai ascult și de... Întotdeauna. Sfatul meu. Totdeauna.
acel lemon. Da. De 10 mm. Deci au lemon peștii ăștia de noi treabă. O să-l pun foiatul. Da. Perfect. Operator ca al meu nu mai are nimeni. La trei aparate. Păi, nu te ridica că nu ești din cadru și trebuie să... Ok. Acolo, stai perfect. 2 minute. Nu suntem la concurs, nu ne grăbim. Deci avem 2 telefoane și o cameră. Felicitări, dragule. Mulțumesc. Mergi. Nu, păi ar trebui să facem la concurs ăsta, că ar fi minunat. Da, de ce? Mie îmi place. La concurs? Păi... Ai făcut, am făcut. Pe Chița Leic la concurs. Da, și am prins și locul 2. Păi da, pe sector. Foarte frumos a fost. Peste noapte nu? Nu, la 10. Nu, la 12, da. Da. Mai avem un live făcut azi noapte, de vreo 5 ore, și acolo puteți viziona. Evoluția la seară. Da. Dar să zic așa, estimativ după ora 12 la cetat, până dimineață. Merge treaba, să știi. Și pe canalul de YouTube al Unicu, Pescuit și Călătorii cu familia Ilie.
au viață în ei, dragă. Da? Să vedem captura, Florian. Uite aici. Aici suntem. Foarte frumos, da. Așa, așa, te rog. Ce culoare frumoasă aia. Da. Stai ce culoare frumos, ușor. Stai puțin acolo. Perfect. Trebuia să vorbim. Primă dau acolo dacă. Nu, e perfect așa, acolo, dar pentru viitor. Ține-l! Balta Mare, Comana Mare, cum? Da, emoții aici, la final. Urot pe mână și zic că trage peștele. Deci, final de partidă pe Balta? Comana Mare. E județul Ialomița. Asta trebuie să ștergi-o pe picioare acolo. Da. Ia, drag. Cântăriți niște pește. Pune-i cu ea. Agață, agață de... Agață de aici, de sus. Așa, așa. 5-7, 5-5 acolo. Da. Așa, mai e și sacul care... Uite, 5. Ok? Da, mai e. Șase. Șase. De șase, okay. Da? Da. 2 kg.
în alte parte de pe Comana Mare, pe Balta Comana Mare. Un total de 13 kg, între care mai și eliberăm. Iuțu. Ești de drumul sau uite? Da, ce vreau să sau. Ok. Ușor. Pun cobori. Se vede. Frumoasă partidă, frumoasă baltă. Minunat, o recomand, balta asta e o minunăție. Deci am văzut aia aici, mai era să văd alte bălți. Ok. Deci, să-i dau drumul. Ăștia? Nu mai. Da? Nu mai. Rămânașele ăștia, da? Prieten, final de partidă pe Comana Mare, o baltă cu administrare foarte bună, cu densitate de pește, curată. Vă salut și până data viitoare vă doresc fire întinse tuturor pescarilor. În total 13 kg la o partidă de 24 de ore. Da.